A reapărut în discuție și spuneați și dumneavoastră mai devreme varianta revenirii lui Ludovic Orban în fruntea executivului. Și ați amintit dumneavoastră foarte bine că tot Ludovic Orban și-a dat demisia după rezultatul de la alegeri. De ce credeți că s-a schimbat, s-a întors Ludovic Orban spre executiv? Nu are altă șansă din punct de vedere politic. Dispare cu totul din viața politică dacă nu reușește să mențină una dintre funcțiile de influență în interiorul Partidului Național Liberal. Din păcate pentru români, din păcate pentru noi, știm rezultatele dezastroase ale guvernării PNL timp de un an de zile. Situația de acum mi-aduce aminte de o glumă care este tristă pentru noi, în care pesimistul venea și spunea: fraților, este nenorocire. Ați văzut un an de zile ce s-a întâmplat. Și venea optimistul și spunea: se poate și mai rău. În combinația nefastă cu USR, va fi și mai rău. CDR 2.0 a însemnat, CDR-ul a însemnat tot ce a fost mai rău pentru România în acea perioadă. Criză economică, celebrele reforme structurale care au dus la austeritate, la foarte multe închideri de fabrici, PSAL 1, PSAL 2, vă aduceți aminte, da? Toate, o situație economică și o perioadă a României foarte grea. Mie personal mi este frică de ceea ce ar putea să însemne CDR 2.0 și tind să cred că da, se poate și mai rău, mai rău decât a fost în această perioadă în care PNL a guvernat pe datorie. 1000 de euro pe secundă este fantastic. A crescut datoria publică cu peste 10 puncte procentuale. Ne apropiem de 45%. Datorii pe care o să le plătiți și dumneavoastră, o să le plătească și cei care ne privesc în acest moment și generațiile viitoare. Din păcate pentru noi. Și sunt foarte multe lucruri pe care nu le-au făcut bine. Mă uitam acum pe o statistică a femeiului care plasează România undeva la coada clasamentului global vorbind, în ceea ce privește procentul din PIB cu care au sprijinit efectiv mediul de afaceri, 2,17%. Suntem departe, pe locul 114. Nu au fost în stare de nimic. Nu au reușit să creeze. Și mai mult decât atâta. Au și încurcat. Dau o veste proastă a antreprenorului, antreprenorilor din România. Anul acesta Moș Crăciun nu va veni cu cadouri pentru ei. Anul acesta Moș Crăciun va fi un portărel de la ANAF care o să le ciocănească în ușă imediat ce se termină Crăciunul, probabil că pe 27-28 o să înceapă, pentru că atunci când inconștientul de Orban, de Ludovic Orban, și-a dat demisia, a lăsat guvernul interimar fără posibilitatea de a emite ordonanțe de urgență. A fost o măsură care a ajutat și recunosc lucrul acesta. Măsura de amânare a datoriilor către stat, fără penalități, fără popriri, fără executori silite. Pe 25 decembrie această măsură își încheie, dar nu mai este valabilă. Și nu au posibilitatea să emită o ordonanță de urgență și să și mai amâne termenul. Păi v-am spus, perioadă, după 27 vine ANAF-ul și începe să ciocăne la ușă cu popriri, cu executări silite. Și pe cine afectează cel mai mult? Pe toți antreprenorii, toate afacerile care au fost afectate de pandemie. Știți câte sunt? Tocmai am aflat, pentru că au lansat CNPI-MMR-ul, Carta Albă a Întreprinderilor, și IMM-urile din România sunt afectate peste 60% de către criza pandemică, de către pandemie. Și atunci, vă dați seama la dimensiunea și la structura IMM-urilor din România, vorbind de peste 600.000 de companii, 60% sunt afectate. Aceștia care n-au putut să-și plătească dările către stat și care le-au amânat, crezând în faptul că există o anumită responsabilitate și o anumită predictibilitate și că ceea ce au spus miniștrii, ceea ce a spus primul ministru, ceea ce a spus ministrul finanțelor publice, există o realitate. Nu, este o minciună. Pentru că ei nu sunt în stare să depășească data de 27 decembrie, iar pe 27 decembrie ANAF-ul va începe să umble prin țară, să ciocăne la uși, să pună popriri și executări silite.